bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Pentru început să vedem cum va fi vremea astăzi, dar și în weekendul ce ne așteaptă. Astăzi cerul va fi în general în Orat, iar temperatura maximă se va opri la 12 grade Celsius. Pentru sâmbătă și duminică însă veștile sunt ceva mai bune. Cerul va fi în mare parte senin, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 13-14 grade. Dimineața și seara însă va fi mai frig, preconizându-se valori de 5-6 grade. În acest moment în Torino sunt 9 grade Celsius. Începem ediția de astăzi reamintindu-vă că recensământul este în plină desfășurare și este bine de știut că predarea sau trimiterea online a chestionarelor se poate face până în data de 21 noiembrie. Începând cu această dată vor intra în scenă recenzorii care vor bate la ușile dumneavoastră pentru a vă reaminti că sunteți obligați să completați chestionarele, dar și să vă ofere ajutor. În Torino există 4 sedii în care puteți cere informații despre completarea formularelor, iar mai apoi depunerea lor în via de Gladioli 13, în via Monti Ortigara 95, via Ventimilia 165 și în via Reis Romoli 47, cu orar de lucru de luni până vineri de la 9 la 13 și de la 14 la 18, dar și sâmbăta de la 9 la 13 și de la 14 la 17. De asemenea, cine a primit formularele însă le-a aruncat, acestea pot fi solicitate de la centrele amintite mai sus. Și pentru că ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu o vreme așa frumoasă, în continuare vă propun câteva evenimente la care vă puteți destinde în următoarele două zile. Începem cu extravaganța. Piața ce are ca temă moda vintage, ce are loc mâine, sâmbătă, 12 noiembrie, în piața Carlo Alberto din Torino. Acolo găsiți de la îmbrăcăminte și bijuterii până la telefoane și televizoare cu un design caracteristic anilor 20-70. Totul începe la ora 8 și se termină la ora 18. Și tot mâine se dă startul la Natale în Giostra, un festival al sărbătorilor de iarnă dedicat în special copiilor, dar și părinților. Deschiderea va fi va fi marcată de o defilare ce va începe din Piața Statuto până în Corso Vittorio Emanuele. Duminică vor avea loc manifestări și în Parcul Valentino în Via Cepi. Apoi, la Torino, expoziționi în pavilionul 5 vor continua surprizele cu trenul fantomă, jocul, jocuri cu premii, dar și deschiderea satului lui Moș Crăciun, unde cei mici pot expedia scrisorile pentru Moș Crăciun. Evenimentul continuă până în data de 8 ianuarie. Duminică, în mai multe piețe și străzi din oraș, vor avea loc evenimente, standuri cu produse autohtone, expoziții de tablouri, dar și multe petreceri de stradă. Și tot duminică Turin Marathon organizează trei concursuri sportive cu caracter internațional: Turin Marathon, Stratorino și Junior Marathon. Primul începe la ora 9:30 în Piața Castello și parcursul constă în 42 de kilometri. Stratorino are startul de la ora 9:25 în Piața Castello San Carlos și este prevăzut un traseu de circa 9 km. Și ultimul începe la ora 9.45 în piața Carlo Felice și va dura doar 15 minute. Datorită acestor evenimente sportive, traseul anumitor mijloace de transport în comun va fi deviat. De aceea, sunteți sfătuiți să consultați pagina web a GTT înainte de a ieși în oraș. În încheiere din agenda zilei, vă spun că, conform Wikipedia, în toată lumea, astăzi se sărbătorește 11.11.2011, pentru că data este un eveniment care nu se va mai repeta pentru încă un secol. Iar în 12 noiembrie 1884, la Timișoara s-a introdus pentru prima dată în Europa iluminatul electric al străzilor. Și să nu lăsăm ziua de 13 noiembrie nepomenită, în 13 noiembrie 1990 a fost scrisă prima pagină World Wide Web, adică binecunoscutul WWW. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare, dar și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă aștept luni de la ora 12 la o nouă ediție de știri. Și nu uitați de ediția săptămânală a Torino Web Știri. Pe luni!